pentru această frumoasă seară minunată și această vreme desăvârșită, care după prognoze, începând de miercurea trecută, adică cea care a trecut săptămâna aceasta, trebuia să fie cu coduri, ploi și furtuni. Ceea ce se pare că Dumnezeu rânduiește stihiile și nu oamenii. Și știind Preasfânta Născătoare de Dumnezeu că toate bisericile și mănăstirile îmbracă această haină de sărbătoare a praznicului adormirii, începând cu Putna Voivodală, cu mănăstirea Nicula, cea mai de renume în tot Ardealul, în ceea ce privește cinstea și evlavia față de Maica Domnului, în ceea ce privește Bixadul, Rohia, Moiseiul și toate celelalte mănăstiri mari care au hramul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria a zis, trebuie să fie vreme frumoasă, ca oamenii să se poată simți bine, să se poată bucura de frumusețea sărbătorii, să se poată bucura de dulceața slujbelor, de vremea bună și minunată, aș spune nici caldă, nici rece, numai potrivită pentru a asculta slujba și învățăturile privegherii, și aș pleca de la un lucru foarte simplu. Spune Maica Domnului în întâlnirea cu Elisabeta, verișoara sa, când s-a dus în muntele Iudeii, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. De ce a fericit-o pe ea toate neamurile? Tot ea ne dă răspunsul. Pentru că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și acum, plecând de la această tematică, aș merge cu ideea că după 2000 de ani de creștinism de la învierea Lui Hristos, noi mai găsim scris în Paraclisul Maicii Domnului asemenea expresie: mute să fie buzele păgânilor care nu cinstesc chipul icoanei tale cele zugrăvite de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, ceea ce se cheamă povățuitoare. Și astăzi avem guri hulitoare sau neînțelegătoare sau lipsite de priceperea și lumina minții de a înțelege că Fecioara Maria nu este oricine, ci mai întâi de toate este mama lui Dumnezeu și o spune dreapta Elisabeta, mama celui mai mare om născut din femeie. Cum este una ca aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Și acum mă întreb, are ea nevoie să fie lăudată de buzele de tine, de noi pământenii? Are ea nevoie sau se pune problema în ce privește sfințenia, fecioria, desăvârșirea, smerenia și plinătatea harului asupra ei să mai fie discutată sau analizată din punct de vedere dogmatic sau teologic, din punct de vedere duhovnicesc sau din punct de vedere dumnezeesc, nici de cum. Vom căuta o rădăcină a lucrurilor și vom auzi că ea a fost întâi vestită de proroci și apoi de îngeri. Deci iată cine vorbește despre mama lui Dumnezeu. Nu noi cei cu buzele de tine, nu noi cei muritori, nu noi cei care ne coborâm în iad ca oile de junghiere, ci noi cei vii în Dumnezeu, care înțelegem câtă plată și răsplată avem, nu cinstind-o pe Maica Domnului, ci doar recunoscându-i măreția, Doamna Heruvimilor și a Serafimilor. Biserica Sfințită și Raiul Cuvântător,
împărăteasa rugăciunii, rugăciunea întrupată, cum o numește Ilie Miniat. Nici nu s-ar cădea vreodată să încep a vorbi despre Fecioara Maria și a scoate din context prima laudă, cine este aceasta frumoasă ca zorile și curată ca dimineața. Este împărăteasa rugăciunii, rugăciunea întrupată. Mai frumoase ca zorile nu pot fi nimic pentru că sunt pline de rouă și în strălucitul soarelui se văd mărgăritarele soarelui în boabele de rouă. Iar când dispar boabele de rouă, farmecul dispare. În momentul când te uiți în icoana Fecioarei Maria, vezi mărgăritarul cel de mult preț al Dumnezeirii, care cu sângele ei a vopsit porfira Dumnezeirii, spune Maxim Mărturisitorul. Și acum găsim pe fiul ei, care prin lucrarea dumnezeiască și din poleala Duhului Sfânt, o îmbracă pe ea mai presus de cinste și de fire și o pune de-a dreapta Tatălui, cum ne spune David psalmistul, în haine de aur, prea înfrumusețată și în lanțuri de aur împodobit, adică în virtuți. Și cel din tâi care o laudă este Arhanghelul Gavril. El o vestește pe Fecioara ca fiind cea mai aleasă dintre femei. El este cel care arată lumii că va veni să nască pe cel fără de încăpere, cel ce a făcut toate, pe cel neîncăput, pe cel neînceput, cel fără de început. Și ce spune Isaia, marele proroc al Vechiului Testament? Fecioara va lua în pântece și va naște prunc. Iată primul semn că această fecioară există. Oare Isaia o face de la sine putere? Își arogă această calitate de proroc și spune, ia să vorbesc eu despre o femeie care nu s-a mai auzit? Nu! Cel din tâi care o laudă și care o cunoaște ca mireasa sa, spune Ioan Damaschin, este personal Tatăl, adresându-se Evei, care de data aceasta este plină de lacrimi, cu capul în jos și rușinată, batjocorită de diavol și spurcată, contestată de Adam. Aici are loc primul divorț în lume. Nu sunt eu de vină. Femeia ce mi-ai dat-o. Deci iată de unde se inspiră codul penal atunci când spune nepotrivire de caracter. Din reproșul lui Adam făcut lui Dumnezeu. Iată ce femeie ai făcut. Și Dumnezeu îi demonstrează lui Adam că nu înțelege tainele firii. Femeie, tot tu vei zdrobi capul șarpelui. Deci iată arcul peste veacuri, peste milenii și peste timp și peste miile de ani în care cea cu luna și cu soarele la picioare, cea cu cunună de stele, zdrobește capul șarpelui prin undița întrupării și îl leagă în lanțuri în adâncurile iadului, prin moarte și înviere, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Deci dacă Dumnezeu Tatăl își anunță capacitatea de a ridica femeia mai presus de puterile îngerești și de a o pune deasupra întregii creații, fecioară mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui, iată Isaia îi dă titulatura de fecioară. Eva este desfrânată că intră în contact cu diavolul și stau de vorbă, pierde fecioria minții, pierde fecioria Duhului, pierde fecioria sufletului, pierde fecioria înțelepciunii și pierde fecioria cugetării cele înțelepțești. Ce spune Damaschin, dogmatistul despre Fecioara Maria? O, porumbiță aleasă! O minte heruvimicească și gândire serafimicească care ai odihnit în pântecele tău pe Dumnezeu cu trupul
mai presus decât îl odihnesc heruvimii și serafimii și tronurile gânditor pe Dumnezeu în cer. Pentru că îngerii nu-L pot vedea pe Dumnezeu, se acoperă cu fețele, cu aripile și picioarele și zboară împrejurul Sfintei Treimi cântând Sfânt, 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 Domnul Savaot. Și totuși, femeia aceea săracă, umilă, căsătorită cu un bătrân, cu un măgăruș de ață, cu un copil în pântece, merge la Betleem și naște pe cel fără de început, pe împăratul împăraților, pe Domnul domnilor, pe făcătorul cerului și al pământului, pe lumina cea din lumina cea mai înainte de toți vecii, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat născut, iar nu făcut, cum spune dogma crezului. Și primul care o vestește pe această fecioară, deci rămâne Dumnezeu și prorocul Isaia, iar prin el ceilalți proroci, porumbița, scara, lâna, muntele, cu iarba deasă, marea roșie și toate celelalte, preînchipuiesc fecioria și lucrarea duhovnicească mai presus de minte a întrupării Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria, muntele cu umbra deasă, sceptru din Iuda, stea din Iacov. Și iată că un arhanghel vine în pustiul Hozevei și îi spune Anei pentru prima dată vestea pruncii, vei avea o odraslă. Și îi spune Ana, orice ar fi, o dau bisericii. Și vedem la 3 ani o fecioară curată și neîntinată, intrând în templu, adusă în cântări duhovnicești, cale de 3 zile, cu fecioare și cu făclii aprinse, care este dată lui Zaharia, ce o duce direct în Sfânta Sfintelor, fiind mai sfântă decât Sfânta Sfintelor, ea umbrea Sfânta Sfintelor cu valoarea ei, hrănită din cupa de mană, cu mană, hrănită de înger, adesea văzută vorbind cu îngerii și învățând Scripturile, și vedem o fecioară despre care psalmistul vorbește cu 1500 de ani înainte și spune, uită, fică, poporul tău și casa părintelui tău, că a poftit împăratul frumusețea ta. Și iată cum Ioan Damaschin ne arată că pe bolta mântuirii lumii, a cerului lui Dumnezeu, se naște prima biserică sfințită și primul rai cuvântător, cum spune Roman Melodu, scaun de heruvim, fecioara. Fecioara astăzi naște pe cel mai presus de ființă și pământul peștera celui neapropiat aduce îngerii cu păstorii slavoslovesc și magii cu steaua călătoresc, căci astăzi pentru noi s-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci, deci nu oricine. Și ca să vedeți că dincolo de această laudă stă o laudă și mai mare, vedem că Fecioara Maria n-are nevoie de povești din buze omenești, ci este lăudată direct de Arhanghelul Gavril din cer. Bucură-te, Marie Fecioară, Domnul este cu tine! Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că l-ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Bucură-te, cea plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Deci iată ce laudă puternică, uite cine vorbește despre Fecioara Maria, uite cine a făcut ei mărire, cel puternic, nu melozii, nu imnografii, nu teologii, nu dogmatiștii, nu sfinții părinți, nu prorocii. Îngerii din cer vin să vadă pe cea mai presus de fire care naște dumnezeirea sub chip de prunc, în chip de rob, ca omenirea să găsească calea spre Dumnezeu și lumina în întuneric cu cel mare al pieirii veșnice, a morții celei veșnice, a nopții celei veșnice, a iadului celui veșnic, a păcatului celui veșnic și a blestemului șarpelui celui veșnic.
tu, drace, tu, șarpe, să-i păzești călcâiul, dar femeia îți va zdrobi capul. Deci iată că cea care este lăudată de noi în cuvinte omenești, mai înainte de noi, este lăudată de îngeri. Și este lăudată cu atâta cinste, încât ea singură se smerește și spune,